Bună dragii mei dragi, am revenit să vă mai ofer încă o rețetă de prăjitură tare bună. Chiar este un desert uimitor, creat special pentru a cuceri pentru a fi în centrul atenției. Deci să trecem la treabă, una simplă și atât de frumoasă. Pentru blat avem nevoie de 6 albușuri plus 2 gălbenușuri de ou, 110 grame zahăr, 70 grame făină, 10 grame praf de copt, 200 grame nucă măcinată, 50 g nucă tăiată grosier și un praf de sare. Tava 18 pe 28 cm. Am pus un praf de sare peste albușuri și mixez la viteză mare până obțin o spumă lejeră, moment în care încep să adaug zahărul treptat și mai mixez până voi obține o bezea mai fermă. Arată perfect, vom putea da deoparte mixerul, pun gălbenușurile, amestec cu un tel, ușor de jos în sus, Apoi adaug făina trecută prin sită împreună cu praful de copt. Voi continua să amestec cu aceleași mișcări, după care încorporez nuca măcinată împreună cu nuca iată grosier. Omogenizez de data aceasta cu spatula, urmând să transfer compoziția rezultată în tava tapetată cu hârtie de copt, nivelez suprafața și introduc tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Cam așa arată. Las blatul să se răcească complet în tavă. Acum voi scoate rama metalică. Arată perfect, a crescut foarte frumos. Îi voi curăța puțin suprafața folosind acest cuțit cu lama lungă și zimțată însă, bineînțeles, puteți proceda în stilul pe care îl aveți pentru această etapă. Pufos, mirase atât de bine! Îl voi reintroduce în tava în care l-am copt, dăm deoparte și ne apucăm de musul de ciocolată. Drept pentru care avem nevoie de 200 grame ciocolată cu lapte, 200 ml frișcă lichidă fierbinte, 200 ml frișcă lichidă rece, 9 grame gelatină, 35 ml apă rece. Încep să hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus cam 10 minute. Torn frișca fierbinte peste ciocolata mărunțită, adică ruptă în bucăți, și amestec până se topește. Cam așa, arată perfect. Voi lăsa 5 minute să se mai răcorească, apoi voi topi gelatina, care este fermă, în cuptorul cu microunde cam 10 secunde. Să nu dea înclocot gelatina, asta este foarte important. Amestec în ciocolata călduță. Iar la final, încorporez frișca lichidă rece care a fost puțin mixată anterior. Deci, frișca o mixați doar până veți obține primele valuri, apoi vă opriți. Bun! Musul nostru de ciocolată este gata, foarte bun. Am pus puțină peliculă alimentară pe lângă blat pentru că s-a micit puțin după răcire. Însiropez blatul cu sirop vanilat, apoi torn tot musul de ciocolată pe suprafața blatului, introduc tava în congelator pentru 20 de minute sau până când este gata musul de vanilie. Realizat din 4 gălbenușuri de ou, 90 g zahăr, 25 g făină, 250 ml lapte fierbinte, 200 ml frișcă lichidă rece, 5 g gelatină, 3 linguri cu apă rece și o esență de vanilie. Începem prin a hidrata gelatina cu apă rece, amestecăm și putem lăsa deoparte cam 10 minute. Gălbenușurile împreună cu zahărul le voi omogeniza cu telul până se va topi zahărul, după care încorporez făina, mai amestec puțin și încep să torn laptele fierbinte. La început o mică cantitate, amestec până se va desface compoziția, urmând să torn și restul de lapte fierbinte. Transfer compoziția astfel rezultată în crăticioară, pun pe foc mic și amestec în continuu până obțin această textură fermă. Revin să o transfer într-un bol, adaug esența de vanilie, amestec și las puțin să se mai răcorească. Când este doar călduță crema, am topit gelatina în cuptorul cu microunde de 7-8 secunde, să nu dea în gelatina și o amestec în cremă. La final, nu uităm să adăugăm frișca lichidă rece, care a fost puțin mixată anterior. Omogenizez, iar ca să obțin o cremă foarte fină, o voi trece prin sită. Da? Deci nu durează mult, astfel ne vom asigura că vom avea o textură foarte catifelată. Am obținut un mus foarte, foarte fin, aerat și atât de bun. Îl vom transfera pe... Musul de ciocolată deja ferm, nivelăm foarte bine, apoi introducem tava în congelator pentru încă 20-30 de minute. După acest timp, ne putem apuca de glazura caramel. Avem nevoie de 180 g zahăr, 160 ml apă rece, 160 ml frișcă lichidă rece, 10 g amidon, 8 g gelatină și 4 linguri cu apă rece. Începi în a hidrata gelatina cu cele 4 linguri de apă rece, amestec și las în repaus cam 10 minute. Din cealaltă cantitate de apă voi pune 3-4 lingurițe peste amidon, amestec până se dizolvă și capătă o consistență mai lichidă. Cam așa. Vom prelua crăticeara cu zahărul. Aceasta o vom transfera pe foc mic, amestecând din când în când, da, deci, la început nu este nevoie să amestecăm, dar pe măsură ce se topește zahărul, începem să omogenizăm puțin. Când zahărul s-a topit, obținem această frumoasă culoare aurie, vom turna cu grijă apa. Observați că își formează rapid această crustă din zahăr, dar la foc mic o să se topească. Iar când această crustă se va topi. Este momentul să trecem mai departe, adică vom începe să turnăm frișca lichidă care este la temperatura camerei. Amestecăm, apoi vom pune amidonul, dizolvat cu apa. Lăsăm pe foc până se îngroașe, cam un minut. Iar după ce s-a îngroșat, vom trece prin sită toată glazura de caramel. Cât de bine arată și ce culoare! Perfectă! voi lăsa puțin să se mai răcorească, iar când este doar călduță, voi topi gelatina în cuptorul cu micron de 10 secunde, da? să nu dea gelatina în clocot, și o pun peste caramel. Amestec frumos, după care o voi turna, bineînțeles, peste prăjitură. Las tava în congelator 10 minute, apoi peste noapte în frigider. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii, iar acum o voi tăia în bucăți potrivite. Lama cuțitului, nu uitați ca de fiecare dată să o țineți în apă fierbinte câteva secunde, apoi o ștergeți cu un șervet uscat. Așa procedați la fiecare bucățică în parte. Ei, dragilor, vă servesc cu o prăjitură excelentă. Atât de armonios combinate aromele, texturile. Imaginați-vă nuci, împreună cu ciocolată, vanilie, caramel. Un deliciu garantat, de nerefuzat! Sunt sigură că o să-l adorați! Iar acum la final, nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a putea fi alături de mine de fiecare dată când voi lansa o nouă rețetă, o nouă provocare, o nouă inspirație doar pentru voi. Pasiune și savoare! Pe data viitoare și numai bine vă doresc! Pa, pa!